sau aspectul acesta. Mesajul lui Ioan Botezătorul este dur, este puternic, este neiertător. Acuzator, vreți să spuneți? Pe unii numește pui de năpârci. Da, pentru că acuză, de fapt, nu omul în sine, ci preocupările lui păcătoase, în sensul acesta. Adică pe toți îi poate primi, numai că trebuie să renunțe la calea lor cea rea. Practic, preocupările lor păcătoase sunt zatomate. Și care solicitau fermitatea mesajului lui Ioan Botezătorul. Este interesant că unii oameni mergeau acolo să fie botezați nu pentru că simțeau că au nevoie, nu pentru faptul că își dădeau seama că sunt niște păcătoși. Era o chestiune populară să te botezi, era o chestiune populară, de aceea Ioan spune clar, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? El le atrage atenția că dacă fac lucrul acesta doar așa, de formă, nu are niciun sens. Foarte interesant, oamenii încercau să câștige popularitate, notorietate, asociindu-se cu unul ca Ioan Botezătorul, care era privit drept profet. Da? Iar el, fără menajamente, le spune, sunteți niște ipocriți.